Copilul genial născut în Iași, studentul briliant, medicul energic, precum un ventricul al unei inimi tinere, remarcat la distanță de un ocean și de un continent, a explicat balanța organică subtilă a eliminării și arderii deșeurilor microscopice. Drept consecință, balanța energiei vieții, nucleul biologiei celulare, construise cu răbdare și devotament, reputația celui mai bun cercetător american în biologia celulară, născut român. Niciodată nu a renunțat la cetățenie. Vorbea îndulcit moldovenește, ca în dulcele târg, pe strada Sărăriei. Orașul arată frumos. Monumentele lui vechi arată frumos, că-s bine conservat. Iașul este esențialmente un muzeu al istoriei Moldovei. Dar trebuie să fie o parte modernă de activitate, care să fie la nivelul la care era trecutul. Înregistrare Radio Iași, mai 1994, după primirea de către savantul Palade a titlului de doctor honoris causa al universităților Grigore de Popa și Alexandru Ioan Cuza. În 1974, echipa formată din Albert Claude, Christian de Duve și George Emil Palade a primit premiul Nobel pentru fiziologie sau medicină. În 1975, Academia Română l-a alege membru de onoare. Încă din 1961 era membru al Academiei de Științe din Statele Unite ale Americii. George Emil Palade s-a înveșnicit la 7 octombrie 2008 în San Diego, California. Mai avea o lună și ar fi împlinit 96 de ani. Cenușa i-a fost împrăștiată de copiii săi în masivul Bucegi, de pe vârful Cudor.